Bine v-am regăsit! Este o ediție specială pentru că suntem în Vinerea Mare și m-am gândit să avem astăzi o discuție despre ce înseamnă învierea și despre acele lucruri pe care le-am uitat spre fiecare dintre noi pentru suflet. Emisiunea de astăzi va fi, suntem în Palatul Patriarhiei, este gazda noastră astăzi Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc foarte mult! Eu vă mulțumesc și vă spun bun venit în acest palat foarte frumos al Patriarhiei, martor al multor, foarte multor evenimente istorice. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați primit. Cu drag. Și așa cum le spuneam telespectatorilor, îmi doresc să fie un dialog pentru suflet, pentru că e Vinerea Mare, momentul în care ei vor urmări această ediție specială. Învierea este cea mai importantă sărbătoare a creștinismului, dar până la ce înseamnă învierea, cred că e bine să vorbim despre semnificația zilei de astăzi, Vinerea Mare, despre semnificația postului, pentru că, dincolo de, să spunem, abținerea, da, de la alimentele de dulce, e o semnificație mult mai profundă și e bine oamenii să o înțeleagă și să dorească să ajungă la ea. Este cel mai adecvat lucru cu putință, cred, pentru orice creștin, să-și intensifice reflexia la sfârșitul postului măcar. Oricum tot postul este un crescendo, este un traseu ascendent pe care fiecare creștin care ia în serios cuvintele lui Hristos și încearcă să-și adecveze viața la mesajul său, încearcă, deci pe acest parcurs, să se adâncească și în același timp să se înalțe. Paradoxul e mereu prezent în spațiul creștin. Să se adâncească într-o relație mai bună cu celălalt, termenul esențial în ecuația mântuirii noastre fiind întotdeauna celălalt, persoana de lângă noi sau persoana care se intersectează cu noi într-un fel sau altul. Niciodată omul nu este o insulă, în orice caz nu trebuie să devină asta, pentru că acest lucru se traduce în general prin egoism desfigurant. Ori calea creștină, care este cea mai înaltă cale morală a lumii, este o cale pe care suntem invitați să mergem, întâlnindu-i pe ceilalți fără să fim indiferenți. Dimpotrivă, virtutea atenției este cea recomandată. Așadar, postul ca traseu ascendent, ca o călătorie duhovnicească, cum e numită cu un cuvânt mai vechi, este o cale care ne duce întotdeauna spre celălalt și nu ocolindu-l pe acesta, spre celălalt cu minusculă, omul de lângă noi, repet, și spre celălalt cu majuscul, adică Hristos, care ne așteaptă la capătul acestei perioade de post. Această perioadă e importantă pentru că ea presupune dezbrăcarea noastră de niște haine grele care ne afundă în general și nu ne lasă să ne înălțăm. E vorba de individualism feroce, e vorba de pragmatism, e vorba de indiferentism, de indiferență față de ceilalți, de răutate, de egoism, cu un cuvânt general. Aceste haine grele, repet, ne țin pe loc. Ori postul presupune dezbrăcarea de ele, presupune un grad fie și mic de spiritualizare, pentru că încercăm să ne mutăm atenția de pe lucrurile banale, de pe lucrurile strict de interes personal, pe lucruri care au un conținut spiritual. Cum se traduc astea? În primul rând, prin bunătate, cea care ne salvează pe toți, încercăm să facem efortul acesta de a ne despărți de egoismul care ne împiedică, ne fracturează orice gest pe care îl putem face pentru ceilalți. Acesta este registrul cel mai adânc al postului, acela spiritual. Firește că există și un registru compatibil cu el, cel pe care l-ați pomenit, registrul abținerii. E un exercițiu cu sens acesta, să te abții și de la anumite lucruri care, în general, îți procură plăcere. Omul modern este hedonist prin natura lui, e obsedat de plăcere, dacă se poate continuă, din păcate nu se poate sau din fericire. Ori registrul postului alimentar are și el un sens pentru că presupune un tip de limpezire, un tip de ușurare lăuntrică. Marii părinți ai bisericii, în frunte cu Evagrie Ponticul, fac o analiză antropologică și psihologică demnă de toată atenția și astăzi,
orice patimă naște o altă patimă, orice gând rău naște un alt gând rău. Așa și cu opusul lor, un gând bun atrage un alt gând bun, o faptă bună o altă faptă bună, și deci e important, și acesta e sensul căii creștine, e important să ne asemănăm cu cine? Cu Hristos, despre care Dostoevski spune că e cel mai frumos chip moral al umanității. De aceea asemănarea cu Hristos e importantă. Devenim mai frumoși. Ori ceea ce ne face frumoși este bunătatea și gesturile ei, atenția binevoitoare față de ceilalți. În felul ăsta se produce în noi, pe calea postului, se operează în noi o deschidere. O deschidere care permite, în cheie creștină, pătrunderea în viața noastră a Harului, a ajutorului lui Dumnezeu. Un om încremenit în egoism e un om închis în sine, e un om zidit. Un om care încearcă să iasă din temnița egoismului e un om care ajunge cumva la un tip de eliberare, de lumină, vede relația cu ceilalți altfel. Acesta e rostul adânc al postului. Să postim și în registru alimentar, dar mai ales în cel spiritual. Închei prin a spune că marii părinți ai deșertului, reperele cele mai înalte de postire, spuneau: degeaba te abții de la mâncarea de carne dacă mănânci carne aproape lui tău în vari feluri, în general prin bârfire, critică sterilă și, bineînțeles, răutăți de toate felurile. Da, inclusiv acțiuni, dar vorbeam despre această deschidere. În urma acestui post, în urma introspecției, dar în urma unei așa întoarceri, dar în trecutul nostru recent sau poate mai îndepărtat în funcție de acțiunile la care vrem să reflectăm. Dar e grea în general, e dură în general această deschidere, pentru că ea presupune, da, un soi de judecată pe care e bine să ți-o faci singur și să ajungi la un soi de iertare, am spune, nu? Și se spune că iertarea de sine e mai dificilă decât iertarea, da, de seamănul tău, de aproapele tău. Cum vine treaba asta și mai ales cum ajungem la această iertare a faptelor noastre, a gândurilor noastre? Sigur că cel care iartă cu adevărat în sens de eficace și eficacitate a iertării este Dumnezeu. Și când mergem la spovedanie, nu preotul respectiv ne iartă. Rugăciunea centrală a spovedaniei indică faptul că Hristos este prezent, Hristos ne iartă. Importantă e deschiderea despre care vorbiți, deschidere prin care noi înșine recunoaștem ceea ce ne împovărează lăuntric. Toți purtăm în noi lucruri, turpitudini, cum se spune, care ne împovărează, care ne îngreunează, care ne întristează lăuntric, mărturisit sau nu, purtăm asta în noi. Ori actul spovedaniei care însoțește postul este menit să ne elibereze, să ne descarce de această povară pe care o ducem, o povară compusă din mustrări de conștiință, compusă din efectele nebănuite ale foarte multor fapte ale noastre, mai ales patimi, păcate. E o diferență între păcat și patimă. Păcatul poate fi accidental, poate fi temporar. Patima presupune o înșurubare într-un mod de viață ca al bătrânului Karamazov, dacă e să dau un exemplu din literatură, o josnicie care devine mod de viață. Patima este temnița absolută, e ceva din care nu mai poți ieși, te iluzionezi crezând că ești liber și e marea confuzie pe care o face omul modern, care strigă din răsputeri că vrea libertate, o libertate pe care însă nu toți dintre oamenii moderni ajung să o înțeleagă bine, pentru că dacă îți folosești libertatea trăind ca și cum totul e permis, o mare minciună, e cea mai mare minciună posibilă, aceea că totul e permis. Dacă totul ar fi permis în sensul moral al cuvântului, s-ar ajunge la o vulgaritate incomensurabilă. Pentru că natura umană, da, natura umană este înclinată și spre rău, nu doar spre bine. Ori o libertate folosită abuziv, o libertate care se transformă foarte ușor în libertinaj, care e un surogat al libertății și o mare iluzie, este o libertate care de obicei evacuează responsabilitatea. Ori creștinismul pledează pentru împletirea libertății totale. Dumnezeu a creat
ființe absolut libere, și pe îngeri inițial, și pe oameni ulterior. Atât de libere încât se pot întoarce împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce au făcut unii dintre îngeri, ceea ce facem uneori toți în viața noastră. Ne întoarcem împotriva unui părinte, cuiva care ne vrea doar binele, care e hiperîngăduitor, care ne lasă să ne folosim libertatea cum dorim, dar care ne-a transmis prin revelație, prin legea morală universală, faptul că există frontiere pe care, dacă le depășești, riști să nu te mai poți întoarce înapoi. Există geamanduri, dincolo de care, dacă treci, riști să nu te mai poți întoarce. Avem parabola fiului risipitor care se întoarce. Toți suntem în această ipostază de a-L părăsi pe Dumnezeu prin foarte multe lucruri pe care le facem de capul nostru și inevitabil se întâmplă lucrul acesta, dar important e să realizezi la timp, să te întorci la timp, să nu sfârșești viața într-o îndepărtare sfidătoare față de Dumnezeu. E eroarea pe care o comitem mulți dintre noi. Cert este că această libertate este miezul creștinismului. Pentru cei care cred că biserica, creștinismul, reprezintă limitări ale libertății, impunerea unui stil de viață pe care și-l imaginează fără să fi verificat vreodată că e plin de interdicții, se înșală. Nicolae Steinhardt observă un lucru. Cine înțelege ce e libertatea, înțelege ce e creștinismul. Deci taina ultimă, cea mai importantă a lui Hristos este libertatea și avem celebra parabola fratelui și fiului risipitor și în același timp legenda, tot parabolă din romanul frații Karamazov, legenda marelui închizitor. Libertatea este fundamentală, oamenii într-adevăr nu prea știu să o folosească în avantajul lor total, pentru că asta presupune o educație în spiritul libertății creștine. E mult de spus, e foarte mult de vorbit aici, dar m-aș bucura să se rețină acest lucru. Creștinismul nu e un ghem de interdicții, creștinismul și mesajul lui Hristos invită la libertate, El însuși spune, stă la ușă și bate, dacă vrem îi deschidem, intră în viața noastră. Avem toate motivele să îi deschidem. E cel mai frumos chip moral care a trecut prin istoria umanității, pentru că n-a fost doar un simplu om. A fost Dumnezeu întrupat. E marea taină a creștinismului. Vorbeați despre aceste limitări, despre aceste geamanduri pe care, dacă le trecem, da, spuneați că poate nu mai reușim să ne întoarcem. Ce le spunem, mai ales celor tineri, da, care de multe ori greșesc, cad în patimă sau în păcat, depinde cum fiecare... Toți cădem, important e să ne și ridicăm. Da, dar vorbim despre niște vârste fragede, vedem noi astăzi în școli mai ales ce se întâmplă, însă am auzit mulți oameni în jurul meu și poate că e momentul acum în această săptămână să înțelegem mai bine, spun... Eu nu cred, pentru că dacă exista Dumnezeu sau dacă era alături de mine, nu pățeam asta sau nu mi se întâmpla asta sau aveam asta, aveam lucruri materiale în general, da? Mi-era și mie mai bine, aveam altceva, aveam, nu știu, familia asta, aveam casa asta, aveam mașina asta, aveam cariera asta. Și nu cred că dacă era alături de mine, aveam toate astea. Ce le răspunde? Acești oameni care gândesc sincer așa, dar nu... suficient de departe ajung cu demersul lor în sensul acesta, uită că, de fapt, viața noastră e compusă din rezultatele unor decizii pe care le luăm. Nu integral, e adevărat. Sunt oameni care cred că au luat decizii bune, dar aceste decizii se dovedesc a nu fi fost cele mai bune. Și asta e valabil pentru noi toți, avem atâtea exemple în viața personală. Dumnezeu e prezent... Dumnezeu însă e oaspetele tăcerii, deci îi poți simți prezența dacă faci liniște în viața ta, dacă ogolești de zgomotul cotidian, dacă ogolești de lucrurile parazitare, toxice, pe care le acumulăm toți în viață. Trăim într-o epocă a zgomotului, trăim într-o epocă a concurenței feroce, trăim într-o epocă în care... omul pentru om a devenit lup, conform unei profeții a unui gânditor englez Hobbes. Într-adevăr, am ajuns să trăim într-o lume în care individualismul distruge și personalismul, adică demnitate umană, responsabilitate, noblețe. Astea compun, de fapt, umanitatea autentică. Noblețea, demnitatea, libertatea pe care alegi să o folosești
nu alegând între rău și bine neapărat, ci între bine și mai bine, sunt foarte multe trepte ale binelui. Deci acești oameni care îi reproșează lui Dumnezeu insuccesele provocate de deciziile lor nu inspirate, nu îndelung gândite și aproape întotdeauna egoiste, nu sunt pe calea la capătul căreia ar putea găsi răspunsul corect. Niciodată nu trebuie să-L învinuim pe Dumnezeu pentru un eșec al nostru, pentru că avem, repet, libertate. E marea problemă a teodiceei. Se întreabă unii și pe bună dreptate, sunt părinți care își pierd copiii, sunt oameni care trec prin lucruri îngrozitoare. Drame, da. De ce există atâta suferință? Unde e Dumnezeu? S-a ridicat acest strigă după al doilea război mondial, după Shoah, după distrugerea cumplită, după lagărele de concentrare, după gulag, au murit sute de milioane de oameni. Întrebările unora au fost acestea, subsumate întrebării respective, unde este Dumnezeu? Răspunsul lui Hristos este răspunsul dat marelui închizitor, niciun cuvânt, ci doar un sărut pe buzele acelea otrăvite de ură ale marelui închizitor, care îi reproșa lui Hristos foarte multe lucruri, în primul rând că n-a cedat ispitelor demonului. Răspunsul lui Dumnezeu este: sunt lângă tine, pentru că El însuși a suferit pe cruce și ne aflăm în Vinerea Mare. Dumnezeu a suferit ca om pe cruce, deci a fost bătut în cui, a fost răstignit. Răspunsul lui Dumnezeu la suferința omului este propria lui suferință. Iar taina libertății presupune următorul lucru: o lume în care n-ar exista ființe libere, n-ar exista suferință. Este viziunea lui Ivan Karamazov, dacă tot am pomenit de acest roman, acest om intelectual cu o viziune euclidiană, geometrică, asupra vieții, spune că el își dă biletul acesta pentru viață înapoi, dacă prin ea vede suferind pe un copil, dacă vede lacrimile unui copil inocent, fără îndoială, în viața aceasta. Ce viață e asta, spune el, în care suferă un copil? Dar taina răului este, de fapt, legată de libertate. Ființele libere pot comite răul, ceea ce s-a întâmplat de la începutul omenirii. Ori odată răul comis, el se perpetuează, el se transmite. În istorie și-a făcut loc răul, istoria însă și începe cu un gest de neascultare al primilor oameni, care primiseră acea poruncă să asculte, să rămână fideli lui Dumnezeu și unei porunci, o poruncă nu dată ca o constrângere, ci ca un exercițiu de întărire a voinței lor. Omul putea să ajungă să nu greșească și totuși a făcut-o pentru că s-a lăsat ispitit de demon. Deci în spatele suferinței stă întotdeauna un rău anterior, efectul unui rău acumulat în timp, efectele acumulate în avalanșă ale unor gesturi, fapte, care realmente provoacă rău și răul se perpetuează, se transmite, suntem contaminați cu el. Ori lupta la care suntem invitați este să facem cât mai puțin rău, să micșorăm răul din viața noastră, din proximitatea noastră, și marea taină, deci, a suferinței este libertatea. În absența libertății n-ar exista suferință. Lucrurile se leagă, este viața umană, este dimensiunea tragică, într-un fel, a vieții, dar, datorită creștinismului și venirii lui Hristos în lume, despre care o să vorbim pentru că e o zi importantă, datorită venirii Lui, avem șansa să ne înnoim, avem șansa să ne schimbăm viața, avem un reper și în plus avem o mână nevăzută întinsă, mâna aceea despre care vorbește Rainer Maria Rilke: toate cad, spune el, toți cădem, dar este unul cu U mare care ține în mână căderea asta nesfârșit de blând. Deși avem în viață momente când suntem tentați să-i reproșăm lui Dumnezeu unele lucruri, ar trebui să ne gândim la momentele în care am simțit și ajutorul Lui. Și ne-am ridicat. Nu trebuie să-L percepem pe Dumnezeu ca pe un gardian care stă lângă noi și face lucruri în locul nostru. Suntem persoane libere și trebuie să ne asumăm lucrul acesta. Sigur, un copil n-are nicio vină și faptul că suferința există și în lumea copiilor este fără îndoială
o taină greu de purtat pentru părinții respectivi și pentru acei copii. Am vorbit cu mulți medici ca și dumneavoastră, oameni care lucrează în secții de oncologie, dar și acolo poate apărea o lumină în ochii unui copil căruia îi vorbește de Dumnezeu. Lipsa și absența totală a lui Dumnezeu din viața noastră acutizează suferința și răul. O mărturisesc medicii care îi văd pe bolnavi, se însănătoșesc în grade diferite și în ritmuri diferite oamenii credincioși față de cei necredincioși. Plusul adus de credință în viața noastră e o realitate incontestabilă. Absolut. Și pentru că vorbeați de cruce, semnificația crucii lui Iisus și mai mult decât atât, fiecare dintre noi, poate atunci când încercăm să fugim de lucrurile rele și reproșăm acele lucruri rele, poate că trebuie să înțelegem că trebuie să acceptăm scara noastră mică, da, crucea, da, pe care o avem pe o anumită acțiune, pe o anumită direcție. Crucea noastră e cu siguranță nesfârșit mai mică decât crucea lui Hristos, deci răspunsul lui Dumnezeu la suferința omului este chiar crucea sa. El a intrat în istoria noastră, a pătruns în ea ca om, asumându-și natura și firea noastră omenească, știe exact ce înseamnă să suferi ca om, a lăcrimat el însuși, a plâns el însuși, așa cum a și râs cu siguranță, sau a surâs măcar, este cineva cu cât mare care a trăit ca noi pe aceeași planetă, deci știe despre ce e vorba. Nu trebuie să-i spunem noi cum e să suferi, pentru că el însuși a trecut printr-un calvar absolut cumplit al răstignirii. Așadar, despre răstignire, poate câteva cuvinte și semnificațiile crucii. Crucea, fără îndoială, semnifică, într-un mod teologic și nu numai, acea îmbrățișare finală pe care Dumnezeu o dă omenirii întregi. Vocația creștinismului și mesajul lui Hristos sunt universaliste. De aceea filetismul, de aceea ideea că un popor astăzi e mai sus decât altul, că Hristos ar fi mai aproape de un popor sau altul, e total falsă. Această erezie se numește filetism și are legătură cu naționalismul deșanțat care îl vede pe Hristos ca fiind preferențial față de un popor sau altul. Avem și noi în România, din păcate, foarte mulți filetiști. Este o eroare. Îmbrățișarea lui Hristos e pentru întreaga omenire, adevărul lui e pentru întreaga omenire. Dacă până acum întreaga omenire nu a gustat din acest adevăr, asta nu înseamnă că istoria s-a sfârșit. Adevărul crește, practic, și dospește în istorie. Crucea, deci, reprezintă, din acest punct de vedere, jertfa lui Hristos, o jertfă în care cumva ne-a antrenat și pe noi. Se spune cumva simetric sfintele pătimiri ale lui Hristos, unii zic patim și nu e bine, pentru că patime avem noi, da, n-a avut el. Sfintele pătimiri, suferințe ale lui Hristos, ne ajută pe noi să ne vindecăm de patimi. Ce înseamnă lucrul acesta? Luându-l pe el în serios, avându-l ca model suprem, moral, este fascinantă persoana lui Hristos. Dostoevski mărturisește într-o scrisoare privată către o doamnă după ce iese din Ocna, unde a stat 4 ani în Siberia, că, mă rog, în infernul respectiv a avut această revelație, ca și Steinhardt, care scrie Jurnalul Fericirii în temniță, ca și mulți alții. Profilul, chipul moral al lui Hristos e cel mai frumos din umanitate. Ori, dacă El a fost Dumnezeu și a fost, dacă El este cel mai frumos model moral și este, atunci cum să trăiești ca și cum El n-a fost pe aici? Cum să trăiești ca și cum El n-ar fi suferit pe o cruce? Și dacă luăm în serios așadar mesajul Lui, avem șansa să ne schimbăm. Un om, oricât de jos ar cădea, ultimul criminal, are acces la iertare și îndreptare oricând. E cazul târhalului de pe cruce, care în acea vineri teribilă în care Hristos a fost răstignit, de-a dreapta sa fiind răstignit un astfel de tâlhar și de-a stânga lui tot un asemenea om, unul dintre ei recunoaște în ultima clipă atunci pe cruce
că a greșit și cere lui Hristos să-l pomenească și pe el în împărăția cerurilor. Și Hristos atunci îl iartă. Deci niciodată nu e prea târziu să conștientizezi, să-ți ceri iertare și față de oameni și față de el. Important e să ne urnim, să nu încremenim în egoism, în mândrie. Mândria e luciferică, e boala de moarte, ca și disperarea despre care vorbește Kierkegaard. A dispera, a crede că nu mai e nimic de făcut, că nu mai e nimic de capul tău, a crede că nu te mai iartă Dumnezeu, e un mare păcat. Dumnezeu e atât de bun și ne iubește atât de mult încât habar n-avem cât de mult înseamnă lucrul acesta. Această încredere că Dumnezeu te iartă, că e suficient în ultima clipă a vieții tale să-ți ceri iertare și o primești integral ca și cum toată viața ai fi fost bun, este taina aceasta copleșitoare. Se și spune că atunci când te simți iubit într-un mod nemeritat, nu poți decât să lăcrimezi. Adică îți dau lacrimile de jenă, de rușine. Te iubește cineva pe tine, ultimul om, ultimul tâlhar, ultimul golan, ultimul om murdar. Te iubește ca și cum ai fi un prinț. Acesta e creștinismul. Deci, este ceva extraordinar și e prea puțin discutat lucrul acesta. Fără înviere n-ar fi existat creștinismul până la urmă. Fără înviere n-ar fi existat. Învierea este dovada supremă, dacă mai era nevoie, dar ierea, nici astăzi pentru unii nu e suficient. Da? Învierea este dovada supremă a dumnezeirii lui. Nimeni n-a înviat singur, învierea incontestabilă, e un eveniment istoric, mormântul în care el a fost pus a fost păzit de soldați plătiți de liderii religioși de la templu din Ierusalim, care, bineînțeles, au văzut în Iisus un rebel, un fals profet, el identificându-se cu Mesia, i-a scandalizat la maximum și teama lor ca Hristos să nu atragă simpatia poporului, să nu piardă ei autoritatea religioasă asupra poporului, a făcut din ei adversarii crunți ai lui Hristos. Ei sunt cei care instrumentalizează procesul lui Iisus, Pilat e doar un actor politic care intră și el în ecuația evenimentelor respective, dar acești lideri de la templu, conducătorii religioși evrei, sunt cei care, și după răstignire, pun pază la mormânt. Ori soldații aceia care au păzit mormântul timp de 3 zile, în noaptea zilei de sâmbătă spre duminică, sunt martori oculari a unui lucru care i-a cutremurat, i-a copleșit, au văzut ceva ce n-a văzut nimeni, o persoană de lumină, un înger pe care nu pot eu să-l descriu și nimeni altcineva, dar ei au văzut asta, s-a coborât asupra mormântului, piatra a fost dată la o parte, o piatră de sute de kilograme care fusese împinsă peste mormânt și au plecat terifiați să spună disperați ce s-a întâmplat. Odată ajunși în fața acelor conducători religioși, au primit bani, mită, să spună că au venit apostolii și l-au furat din mormânt, au furat trupul din mormânt, dar ulterior, firește că s-a auzit, nici o minciună nu rezistă o istorie întreagă. Învierea este dovedită apoi de martorii oculari care l-au văzut pe Iisus, pentru că a rămas pe pământ timp de 40 de zile, sute și sute de oameni l-au văzut pe țărmul mării, pe țărmul din Galileea, pe țărmul lacului din Galileea și așa mai departe. Apostolii, Toma n-a crezut, vă amintiți, el e absent la prima arătare a lui Iisus către apostolii săi și le spune când vine, auzind că a venit Iisus, le spune, imposibil, dacă nu-l văd, nu cred, adică cum, adică cineva care a murit să vină la voi. Petru și Ioan aleargă la mormânt, neîncrezători, pentru că atunci când le spun femeile fiind martorele prime ale învierii, vin și le spun apostolilor care stăteau închiși de teamă, pierduseră speranța că Iisus este cel care credeau ei că este, adică Mesia, pleacă neîncrezători, aleargă la mormânt să vadă cu ochii lor și găsesc mormântul gol și văd acolo doar giulgiul care înfășurase trupul lui Hristos. Învierea este incontestabilă. Bineînțeles, nimeni nu poate fi constrâns și nici nu e bine să credem vreodată constrânși de vreo minune. Și dacă Hristos a refuzat să se dea jos de pe cruce, vă amintiți că era
implorat într-un mod ironic de unii dintre martorii răstignirii, dă-te jos acum de pe cruce și vom crede în tine. De ce n-a făcut-o? Pentru că nu putea? Nu. Pentru că Dumnezeu nu vrea o credință provocată prin constrângere, ori miracolul te constrânge să crezi. Despre înviere, între a sărbători, așa cum e înțeles astăzi, modern, comercial, da, a petrece, da? Și învierea aceasta trăită, da, în slujba de la biserică, cu tine însuți, trăind niște lucruri, înțelegând, acceptând niște lucruri, le îmbinăm sau cum e mai bine să trăim această înviere? În cel mai fericit caz le îmbinăm. Cred că, în general, talerul formalismului atârnă mai greu. O majoritate a celor de astăzi și creștini care vin la biserică în noaptea de înviere, ați văzut că se retrag înainte de terminarea slujbei. Da. Asta arată că probabil cei mai mulți dintre noi aderăm doar parțial și la registrul cel mai accesibil, acela de a veni la slujba de înviere care se desfășoară într-adevăr afară, ea durează mai puțin de o oră, ulterior începe Sfânta Liturghie, care este evident foarte importantă și la capătul căreia ne putem împărtăși. Cele două registre se întâlnesc, aveți dreptate, de obicei însă ignorăm miezul. La miez se ajunge mai greu pentru că trebuie să spargi câte ceva ca să ajungi la el, să-ți spargi comoditatea, să-ți spargi nerăbdarea care ne împresoară pe toți. Ați văzut de multe ori oameni care se uită la ceas, li se pare că durează prea mult, se gândesc la platourile pe care le-au pregătit în casă și vor imediat să urce, să mănânce. Adică accentele cad ca întotdeauna, mai ales astăzi, pentru că trăim într-o epocă a secularizării, a refluxului atenției, interesului nostru pentru cele nevăzute. Accentul cade așadar pe sărbătorire, ignorându-se de fapt conținutul sărbătorii. Ca și la Crăciun și la Paști, ar trebui să ne întrebăm cui datorăm noi adunarea la masa aceea din casă, unde ne simțim atât de bine. E cineva dintre noi căruia îi datorăm asta? Nu cumva e Hristos care se naște și apoi înviază? Știți că era un obicei străvechi a pune un tacâm în plus la masă. Așa. Ce frumos! Oaspetele cel nevăzut. E vorba de El. El ne adună și de Crăciun și de Paști. În absența Lui din istorie, noi nu ne-am fi întâlnit, evident, nici de Crăciun, nici de Paști, și istoria ar fi arătat cu totul altfel, nici nu vreau să-mi imaginez cum, pentru că venirea lui Hristos, creștinismul, a schimbat lumea la față. Tot ce înseamnă astăzi drepturile omului, tot ce ține de ridicarea statutului și demnitatea femeii, femeile mironosițe, Maria Magdalena vorbește prima cu Iisus cel înviat, toate aceste lucruri, jurisprudența blândă de astăzi și tot ce ne face într-un fel să ne felicităm că am progresat atât de mult se datorează lui Hristos, dar lumea, din păcate, a pierdut firul. Așadar, în noaptea de înviere, să ne gândim la Cel care a înviat. E mai important decât nașul, cumnatul sau altcineva care ne poate fi alături. Ar trebui să într-adevăr, să nu ratăm întâlnirea, să nu ratăm miezul sărbătorii și să nu uităm ce au observat gânditori importanți. Viața noastră are atâta valoare, cum spune Vasile Băncilă, un gânditor uitat astăzi, din păcate, mare prieten al lui Blaga, viața noastră are atâta valoare câtă sărbătoare punem în ea. E extraordinară observația, pentru că o viață fără sărbători, deci o viață fără întâlnirea cu cele sfinte, curate, sfânt înseamnă curat, o viață lipsită de aceste irumperi pe verticală ale timpului, care sunt sărbătorile, ar fi o viață anostă, o viață de neimaginat. Sărbătoarea joacă un rol esențial în viața omului și îl ajută, îi dă reperele formatoare cu adevărat, din punct de vedere moral. Conținutul unei sărbători e o persoană sfântă sau un eveniment care înconjoară o astfel de persoană, cum e cazul la înviere. Înțeles în profunzime și mă gândesc, apropo de obiceiul acesta al tacâmului în plus la masă, că bunicii noștri îl aveau. Iată. Și
sărbătoarea asta era așa a întregii comunități, cum mergeau oamenii să ia lumină, mai ales în comunitățile mici, la sat, da, în ruralul nostru, da, drag, care acum, din păcate, s-a modernizat și el destul de mult. Aș vrea să vă întreb, pentru că a apărut această controversă zilele acestea, a propus profesorul Adrian Papahagi de la Cluj ca sărbătorirea învierii să fie și pentru ortodoxi și pentru catolici în aceeași zi. Și de aici a început o întreagă dezbatere, cum ne place nouă în România, dar despre această zi comună de sărbătorire. Distinsul profesor Adrian Papahagi, un intelectual creștin de anvergură europeană, un savant absolut autentic, nu a propus o noutate, ca să spun așa. Discuțiile despre data unică de sărbătorire a Paștelui în lumea creștină au fost foarte numeroase. Ele au început înainte de secolul IV, când, în 325, a avut loc prima întâlnire ecumenică, numită Sinod Ecumenii, la care au participat episcopii lumii creștine de atunci, din vremea împăratului Constantin cel Mare, care a și prezidat această întâlnire. Atunci s-au fixat și criteriile sărbătoririi datei Paștelui, într-o epocă în care creștinii și evreii, pentru că primii creștini apar dintre evrei, firește, vorbim de Israel, se aflau într-un fel de competiție. Există Paștele evreilor, Paștele iudaic, 14 Nisan, Pesach, sărbătoarea evreilor, dar pentru că la vremea respectivă existau tensiuni între evrei și primii creștini, una dintre condițiile calculării datei Paștelui a fost ca această sărbătoare creștină să nu coincidă cu sărbătoarea Pesah a evreilor. Asta se întâmplă în secolul IV. În acest moment nu ne mai aflăm în competiție cu nimeni, deci nu este nicio catastrofă dacă Paștele creștin ar coincide într-un anumit an cu Paștele evreiesc. Problema pascală nu e o problemă de dogmatică, deci nu e o problemă legată de adevărul de credință, de tezaurul dogmatic, nu are nicio legătură. E ca rama unui tablou, într-un fel. Problema pascaliei, adică această modalitate de calculare a Paștelui, se face, deci, după niște criterii stabilite atunci la Sinodul I Ecumenic. Nu știu dacă are rost să intrăm în amănuntele tehnice de calculare a datei Paștelui, dar propunerea domnului Papahagi și urmat la rândul său de alți intelectuali creștini e o propunere firească. Idealul acesta este să sărbătorim împreună în lumea creștină Paștele. Ar fi marea bucurie, maxima bucurie, și ar fi o mare cucerire pentru bisericile ortodoxe să sărbătorească Paștele după calendarul îndreptat. Pe scurt, a existat un calendar iulian până în secolul XVI. În 1582, Papa Grigorie al XIII-lea revizuiește acest calendar. Se dovedește că e rămas în urmă cu foarte multe zile, probabil 12 zile la vremea respectivă, pentru că e din punct de vedere astronomic calculat calendarul. S-a recalculat și s-a adus la zi. Acest calendar îndreptat a fost acceptat în spațiul occidental treptat. În România a fost și el acceptat în 1922 din punct de vedere politic și începând cu 1 octombrie 1924, Biserica Ortodoxă Română a trecut la calendarul îndreptat. Și multe alte biserici ortodoxe, cu excepția câtorva, între care se detașează Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă din Macedonia, Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă din Georgia, nu au trecut nici până astăzi la calendarul acesta îndreptat, dintr-un motiv, bineînțeles, incredibil. În Rusia, la un moment dat, s-a încercat, a fost o mare răscoală. Oameni majoritari care au văzut în trecerea la calendarul îndreptat o inovație, neînțelegând despre ce e vorba, și lucrurile, din păcate, s-au perpetuat așa. Și atunci, pentru a evita un fel de schismă în cadrul bisericilor ortodoxe, cele care au trecut la calendarul îndreptat au decis, ca un fel de pogorământ pentru păstrarea unității ortodoxe
la nivelul celei mai importante sărbători creștine, Învierea Domnului, să sărbătorească Paștele, doar Paștele, împreună cu cei care n-au trecut la calendarul îndreptat. Așadar, trecerea la calendarul îndreptat se impune din rațiuni multiple, în primul rând adecvarea la realitate. Bunul simț te îndeamnă să te adecvezi la realitate. Ar fi foarte bine ca și bisericile care n-au făcut-o încă să o facă și discuția pe care cineva de importanța intelectuală și probitatea morală a domnului Papa Hagi e o propunere care în mod sigur va fi discutată la nivelul sinodului. Problema nu este însă atât de simplu de rezolvat pentru că ea presupune consultări interortodoxe și, în viziunea mea, un sinod panortodox care să tranșeze această problemă. Să sperăm că vom trăi ziua în care vom sărbători Paștele împreună cu frații creștini din toate țările. Da, pentru că acest împreună s-a dovedit în pandemie că a fost foarte important, pentru că vorbeați despre asta. Mi-amintesc că Paștele, imediat după acele restricții, da, când au fost închise bisericile și la acel moment, eu chiar la nivel public am spus că a fost o greșeală foarte mare, pentru foarte mulți oameni era singurul loc în care își mai găseau puterea în acele momente. Știu ce spuneți. Și aici, la Patriarhie, deși mulți nu cred, s-a suferit foarte mult din cauza aceasta și Părintele Patriarh a făcut demersuri și atunci. Problema este că ne aflam toți atunci în căderea printr-un tunel întunecat. Eram asaltați de o presă care, știți bine, a provocat prin, aș spune eu, gradul, intensitatea cu care a transmis atunci știri absolut îngrijorătoare, alarmist, ca să nu spun mai mult, a indus o stare de îngrijorare atât de mare, eram toți într-un necunoscut total, încât măsurile propuse, ordonate de autorități la începutul unei pandemii, n-au putut fi decât acceptate de toate instituțiile țării. Dar cei care bombăne și acum, spunând că biserica a făcut compromisuri, nu știu ce spun. Nimeni dintre cei care bombăne nu era în locul Părintelui Patriar sau în locul celor care trebuiau să ia niște decizii. Ne-am adecvat la o realitate care ni s-a prezentat. Nimeni dintre noi nu poate vedea prin ziduri și nici nu poate să ia decizii contrare autorităților medicale. Dar cu toate astea, întrebarea ar fi dacă s-a schimbat ceva în fiecare dintre noi, în comunități, dacă vedeți vreo schimbare după această pandemie, pentru că eu mi-amintesc slujba de înviere exact atunci, prima dată când ne-au dat voie să mergem din nou în biserici și erau străzile pline, erau oameni de toate vârstele cu o bucurie extraordinară a regăsirii, a reîntâlnirii. Exact ăsta a fost sentimentul și primele slujbe făcute la biserici, indiferent oriunde în țară, erau acele floricele desenate în curțile bisericilor și oamenii stăteau disciplinat, așezați, așteptând la fiecare și bucurându-se de această regăsire, reîntâlnire. Dar acum, că nu mai este pandemia, a modificat ceva în noi, în comunități și în raportarea la biserică, dacă vreți. În primul rând, atunci constatam cu toții cât de dureros este să pierzi ceva ce nu băgai în seamă înainte. Așa se întâmplă întotdeauna, da, când pierzi ceva, prețuiești imediat după mai mult lucru pierdut. Din fericire s-a revenit la normal. Mă întrebați ce a lăsat în urmă această experiență. În primul rând, aș spune că a lăsat în urmă o polarizare absolut îngrozitoare în societatea românească. Sunt și acum oameni care urăsc pe alți oameni cu o ură așa zis creștină și știu ce spun. Sunt facțiuni radicale care judecă, care reproșează, care nu înțeleg unitatea în jurul bisericii și în jurul lui Hristos. Sunt foarte mulți oameni care își confecționează un Hristos după măsura lor, după viziunea lor. Sunt oameni care abia așteaptă să-i dea lecții lui Dumnezeu însuși de cum se fac lucrurile. Sunt oameni creștini de care se spune într-un mod cumva ironic că îi inspiră teamă lui Dumnezeu însuși. Sunt radicali în general, sunt fanatici prezenți în absolut toate religiile. Au fost 2 ani în pandemie, cu Paște în pandemie, și suntem în al doilea, sau sărbătorim al doilea Paște în război, cu război la graniță. Da. Și
Și acolo a fost foarte multă controversă legată de biserică. E clar că în ceea ce privește pe Kiril și în ceea ce privește biserica din Rusia, acolo există o susținere pentru război, pentru a merge bărbaților pe front și a face ce trebuie, nu? Ali se promite chiar raiul dacă merge pe front. Iată, și de partea cealaltă, în România, biserica a avut acest răspuns ferm față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Federația Rusă agresează nelegitim total acest stat. Vorbim despre... Am văzut acolo crime, am văzut violuri, am văzut copii răpiți, am văzut biserici bombardate, am văzut grădinițe, spitale bombardate. Maternități. Da, am văzut copii care au supraviețuit totuși bombardamentelor, da? Cum ne raportăm la ce se întâmplă acolo și cum ne raportăm la ce face biserica rusă acolo? E o întrebare care aproape s-a învechit de un an de zile, cum spuneți, suntem în al doilea an în care sărbătorim Paștele nu cu deplină bucurie legată de alții. În mod firesc te bucuri când și alții se bucură. E limpede că un popor aflat în stare de război, un popor creștin și el, este în situația de a nu se putea bucura de Paști. Să vedem dacă vor înceta bombardamentele măcar de Paști. E o situație strigător la cer de nedreaptă. Dreptatea este o virtute și este practic ceea ce Dumnezeu dorește din partea fiecăruia dintre noi. Să fim drepți, să nu rănim pe nimeni. Dumnezeu Hristos este Domnul păcii, nu al războiului. Este important de spus că biserica, în mod absolut subînțeles, oriunde ar fi ea, se știe, doctrina creștină, ortodoxă, nu justifică niciodată războiul, decât apărarea. Singurul, așa zis, război este războiul de apărare. Îți aperi casa, îți aperi familia, îți aperi țara, când acestea sunt invadate. A binecuvânta un război, a încuraja un război, a instrumentaliza credința pentru a justifica un război, sunt lucruri îngrozitoare. Sunt lucruri care se situează la polul opus mesajului lui Hristos. E greu să spun mai multe lucruri, am tot spus în acest an care a trecut. Bineînțeles că poziția Bisericii Ortodoxe Române e una firească, e una subînțeles creștină. Știți că a fost în prima linie și atunci când au pătruns și la noi primii refugiați. Un gest firesc de atenție, milă și milostenie creștină. Așa e firesc să ne purtăm. Cei care văd în războiul acesta altceva decât o agresiune sinistră, se înșală profund. Și Dumnezeu ne îndeamnă, prin Hristos, să discernem între bine și rău, între iubire și ură, între crimă și viață. E foarte clar lucrul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Să aveți sărbători în liniște și să vă bucurați de miracolul învierii.